9 și un sfert. Tai o foi. Și că pe bandă roșie. Da, ba da, ba da. Auzi aici apa vie, cum se mișcă. Apa se mișcă și ocolește obstacole. Așa îmi place să fiți ca apa. Be like water. Da. Și pe aici este venire. Pauză de hidratare. Refugiu Spila. E 410. Intersecția cu La Lanțuri. Noi mergem spre dreapta pe grohotișul ăsta. Asta e păpușa. Deci avem ieșire de păpușa și acolo e pe garajul. Urcăm pe padii la lănci. Aici la plăcuța asta. Se duce în partea stângă în sus. Am ascultat astăzi sfaturile bătrânilor, ăștia de vreo 65-70 de ani, care mergeau cu piolet mereu pe trasee alpine. Și să vedem și noi cum, dacă e treabă sau nu e treabă. Prima săritoare mai serioasă. Bă, ce șmechere! M-a fiuat! După a doua săritoare... Pentru rapel. Acolo un spit care e scos. Era bun pentru rapel. Nu las pe acolo, mai e păcat. Ai o colire. Lasă-mă, mă băgați pe aici. Am urcat jumătate. Am văzut că pică multe pietre pe acolo. E ok. Aici la săritoarea asta se poate lua prin stânga, pe muchie și pe aici unde e cam cel mai greu. Și avem un piton improvizat. Ah, avem și un lanț. Mamă, Ștefania e cea mai pozată, numai eu nu mi-am luat poze. Mi-ați pozat fundul măcar? Și sus și jos. Stă într-o fandare acum, e... Ziceți, mă, mi-ați pozat fundul? Da, un pic. Puțin pe fund. Un pic, era soarele, nu prea te vedeai, dar... Bine, Ștefania. Ștefania, pe cea mai grea săritoare din Padina Lâncii. Ia uite, ce frumos. Ora 1, brâul de mijloc. Asta e brâul de mijloc, Adi, da? Da. Care este aici? Asta, poteca pe care ne aflăm. Duce în colaș. Nu e chiar, pe acolo curge apă, de aia s-a făcut așa. Na. Ultima săritoare cu lanț. Asta nu-i izvorul.
La izvor, avem aici izvor. Poiana închisă. Și noi o să mergem pe acolo. Filmare. Filming. Ești mică, muntele mare. Ștef, e ok? Da, naiba. Mie-mi tremură chiloții, naiba. Numai când mă văd. Bagă ceva înăuntru, să mă gândeam și eu. Bravo, bravo! Eu iau prin horn. Făcut urcarea de la ora 11. Sunt două porțiuni, un horn. Mai dificil puțin. S-a desprins o rocă cu Adi. Dar l-am asigurat o coardă de 30 de metri, o semicoardă. Și ne-am mers prin partea aia. Și cu priveliști faine. A, acolo plouă, nu? Da, da. A, bă, nu e bine. Eu aud zgomot de ploaie de aia, ca lumea. E ok. Nu pare că norul nu e așa negru. Aoleu, ia uite cum se vede. O să ajungă. Aproape am ajuns în creastă. De acolo am venit noi. Și acolo plouă. O să înceapă ploaia. A început ploaia. A început ploaia. Pentru că au fost două ore urcarea. Am ieșit aici. Avem aici o asigurare. Mai strânge un pic. Mai strânge un pic. Așa, mai mult. Și acum poți să te balancezi pe ea, că nu se întâmplă nimic. Spate, poți să vii în față și să duci ea. Da, prima oară trebuie să și testezi, Marco, da? Poți să o strângi și să te lași un pic în ea. Știi? Păi asta vreau să fac. Să mai strânge un pic. Așa. Așa. E perfect. Deci lasă-te... Gata, mă țin. A plecat, așa. Lasă-te mai pe spate, așa. Perpendicular cu solul. Așa trebuie să fie. Du-te, mai cu. Cu grijă. Prima oară, aia a zis. A făcut, a fluierat rapid, așa, un șiu. Și a auzit toate. A zis, deci am coborât pe aici, se coboară la stânga în zigzag, pe pantă mai mică. Mă, aia e altă, mă, potecă. Deci fiți atenți că aia e altă potecă. Care? Aia care ziceați voi că e potecă, e mult deasupra noastră. Deci nu e aceeași. Aia care o vedeam de sus e, trece pe deasupra capului. A, da, 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 prin dreapta e altă potecă. Bă, în coarda? Nu dau? Nu. Executăm o descătărare pe coarda. Pe aici, iarăși. Lasă-mă că eu mă duc cu coarda până mai încolo. Păi da. Filmat. Ah. Coborât pe curbă de nivel. După brăduții ăștia. Și luăm pe la stânci pe aici.
Toată lumea bucuroasă. Ia uite, Full HD, mamă, ce verde. Ce verde. Ce bleu. Deci nu mai vede nimeni așa ceva, așa, asemenea verde. Și ia uite, pe spate niște stâncăraie și un portocaliu aici. Da, și florile astea de colț, că sunt aproape. Da, ia uite. A, nu, eu ziceam cu cel mare, că... Edelweiss. Ia uite, asta e garofița, nu? Da. Și astea sunt clopoței, ce sunt? Campanula. Campanula, auzi. Dar sunt de foarte multe feluri, dacă te uiți. Aha. E bine, dar știu, pentru vreme urâtă. Deci pentru vreme urâtă se continuă pe la Șnepeniș, pe după țânculețul ăsta și se ajunge pe aici, e o potecă. Și se evită descățărarea asta. A, nu prind și eu ceva? Stai sub noi și o să prind sigur. Aici e... seamănă un pic cu Făgărașul, nu știu de ce. Cu poteca asta, așa îmi place. Pe cât a zis Adi? Depinde cum merge. 10, 15, 20 de minute. Nu, e mult rău. 10, 15, 20 de minute. Marele grohotiș. Trebuie să le ții bine pe balamale aici. Cine nu ascultă de bărbat, așa pățește. Până aici era grohotișul, la linia asta. Are 3 metri, 4 metri, nu? Într-adevăr. Cam... mamă, tu îți dai seama ce a mers pe aici? Coborul pe triunghi albastru. Pauză de apă. Okay.